Bună ziua, domnul profesor Ioan Ursu. Bine v-am găsit aici la Târgu Apicultorilor. Eu nu înțeleg un lucru, să știți. Ce legătură are rezolvarea problemelor de aritmetică cu acest stup? Da, da. Matematica, chiar acum, astăzi, a avut loc ședința Societății de Științe Matematice și trebuie să vă spun că asta era și întrebarea. Legătura între matematică și apicultură. Exact. Ne spuneți dumneavoastră pe scurt. Da. Deci, în creșterea albinei, acum a devenit o știință treaba și asta. Deci, schimbarea condițiilor de mediu și tot, ne determină să fim foarte riguroși. Dar mai multă precizie decât la albină, nici măcar la matematică nu găsim. De acolo putem învăța. De la albina am putut înțelege ce înseamnă un optim. Cu minim consum de ceară, se creează spațiul acela cu hexagonul și nu știu ce, așa, se creează capacitate maximă de adăpostire a unui lichid, a unui fluid, a mierii în general vorbind. Vedeți modelul de stup. Îl vedem și aici modelul. Îl vedem concret. Eu o să vă rog să-mi spuneți așa concret, știți, noi în televiziune nu avem așa foarte mult timp la dispoziție, deși eu aș sta cu dumneavoastră până mâine. Așa este. De vorbă. Da. În ce constă practic invenția dumneavoastră? Eu știu așa câte ceva, dar cred că mai profesional ar fi să ne spuneți dumneavoastră. Cu tot dragul. Deci invenția mea constă în aceea că am reușit să eradichez, să țin sub control o boală care decimează masiv stupina, așa, e vorba de varoa, folosind o ramă pe care, de fapt, să o spunem pe cea de-a doua, o foloseam și știau apicultorii să o folosească foarte de mult timp. Da. Însă, eu am așezat într-un mod deosebit. Aș vrea să vă arate exact cam cum stau lucrurile. Rama aceea, asta e rama cleditoare, unde se crește făgurelul pentru trântori, pentru masculi, dar ea era pusă cumva în cuib, așa, știți? În interior aici. Și eu puneam magazine de miere și mare durere aveam, pentru că asta se întâmpla, magazinii se prindă rama asta. Și din ceea ce era pentru mine ramă, capcană, ca să colectez varoa, devenea de fapt înmulțitor de varoa. Iar eu am reușit să nu o las să mai stea aici, ci mi-am pus-o undeva perpendicular pe toate ramele. Ei, trebuie să vă spun că invenția constă în aceea că am realizat grila, care și îmi poartă numele, grila ursu. Iată, așa este grila. Da. Așa este grila, deci este spectaculos. Ideea este foarte, foarte interesantă, pentru că practic am spart unul din cei patru pereți, l-am construit din șipculițe, așa fel încât în clipa în care pun două rame, cele două rame să stea una lângă alta și exact spațiul dintre ele face ca spațiul dintre ele generat de cei doi umerași este de 12 mm. Exact așa am lăsat și la 12 mm am lăsat rama, am dat posibilitatea ca matca să meargă până în capăt și în felul ăsta am aranjat rama capcană și am oferit cea mai generoasă ofertă a avut matca de data asta, că a găsit de fiecare rama capcană, de fiecare dată la nasul ei, să zic așa. Ei bine, în condițiile acestea, iată să o pun la locul ei, eu pun îndată magazile, pun magazile de miere și iată performanța. Iată, în momentul acesta, rama rămâne la dispoziția mea. Nu mai este acoperită. Deci rama nemai fiind acoperită, dragilor, eu o iau ori de câte ori am nevoie, am ajuns aici, m-am uitat, am cercetat, am decupat de aici, o pun la locul ei, acopăr cu această roiniță, stupul mai permite creșterea încă unei familii aici. Și când am ajuns aici, am pus-o deoparte, am luat rama capcană de aici, mi-am decupat-o, am pus-o la loc, merg mai departe, pun la loc și capacul și totul perfect. Doar 2 minute durează. Sporesc producția cu cel puțin 30%, pentru că am aici o familie ajutătoare. Ori de câte ori apare nevoia de mai multă albine, eu închid acolo rampa de zbor, iată. Închid rampa asta, stă așa deschisă, închid rampa asta de zbor și atunci oblig
Albina, toată care este în buzunărelul acesta, să treacă prin diafragma aceasta și astfel îndes cu mulți indivizi familia de bază. Ai chinezi, are cine să lucreze. Și în felul ăsta producția crește. Deci e spectaculos ce fac. O singură familie plecată în primăvară generează 4-5 familii. Și producția crește cu 30%, iar produsele sunt bio. Asta este invenția. În momentul de față, întreaga Europa, stupul este fizic, ajuns. Am tristețea în suflet că statul nu face nimic pentru ca să intervine. Ar putea să devină o politică de stat, pur și simplu, și să creăm zeci de mii de locuri. Nu exagerez când spun. Pe la țară sunt zone nevalorificate. Acolo tineri ar putea fi încurajați, n-au de lucru și am putea crea foarte multe locuri de muncă. Mulțumesc frumos și să vindeți cât mai mulți stupi aici la Târgu Vădărei. Mulțumesc frumos!